Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop și pe barcă. Dragii mei din Zodia Balanță, cu ascendent Venus, Lună, Nodul Nord în această zodie, haideți să vedem cum este posibil să fie și pentru voi luna august 2021. Și o să începem, bineînțeles, cu arcanele majore, să vedem care este energia în care urmează să intrați în această lună, care este arcana majoră care vă definește. Ulala! Și avem The Devil, ia câtă cartea diavolului. Foarte interesantă această arcană. De ce? Pentru că vorbește despre posibilitatea, să-i spunem, și aici trebuie să fiți voi puțin atenți, așa, de a fi foarte obosiți în această perioadă. Vedeți cum faceți cu odihna, vedeți cum împărțiți munca și relaxarea și așa mai departe, pentru că această arcană majoră a diavolului vorbește despre niște dezechilibre care pot apărea în această lună. Este extrem, extrem de important să acordați atenție propriei persoane, să aveți grijă de voi, de felul în care mâncați, de felul în care vă odihniți și așa mai departe. Faceți tot posibilul, să faceți pe dracu în patru, să aveți cât mai multă grijă de voi. E foarte important să faceți lucrul acesta. Haideți să mergem noi mai departe pe sectorul iubirii și să vedem. Și să vedem noi ce guvernează acolo pe sectorul iubirii. Iată că lucrurile sunt bune. Și avem cartea cu numărul 10, lamela cu numărul 10, ar fi roata norocului din tarotul clasic. Aici se numește succesul benefic în mod divin integrat. Iată că pentru aceia dintre voi care sunteți în căutarea unei relații sau unei persoane cu care să vă petreceți cât mai mult timp din viața voastră împreună, se pare că lucrurile devin bune, da? Când vine vorba despre iubire. Și pentru aceia dintre voi care sunteți într-o relație și poate lucrurile nu erau tocmai așa cum trebuiau să fie, uite că norocul se întoarce, lucrurile se așează și devin din ce în ce mai bune, măcar pe iubire să stăm bine. Ok, hai să vedem mai departe ce altă energie vrea să vină alături de voi și avem o energie de pământ. Este energia taurului și vine alături de voi energia taurului. În primul rând, când spunem de taur, vorbim din punctul meu de vedere și nu știu de unii s-ar putea să nu fie de acord cu mine, dar mie în minte îmi vine cuvântul familie. Cred că veți avea tendința cumva să trageți foarte mult și să munciți foarte mult pentru cei dragi vouă și pentru familia voastră și tocmai de asta există și această, mă rog, tendință de a intra în energia diavolului, să spunem, în acest dezechilibru, că de asta v-am spus, atenție, atenție la neatenție, atenție la felul în care vă consumați, să spunem, energia, pentru că aveți probabil tendința și veți avea tendința în această lună să dați, să dați, să dați, dar este nevoie să vă și reîncărcați bateriile, că o să pâlpâie și atunci nu este bine deloc. Mergem noi frumos mai departe și hai să vedem niște mesaje din partea doamnei Lună pentru această lună august, pentru dragii mei din Zodia Balanță. Mențineți talerele acelea în echilibru. Și avem în felul următor, Full Moon in Cancer, este luna plină în rac și ne spune Personal Issue Reaches Resolution și se pare că o problemă personală, o problemă legată, nu știu, de voi, o problemă legată de cei dragi din jurul vostru, familie, prieteni și așa mai departe, se rezolvă. Ajunge ea așa la o finalitate și se rezolvă lucrurile. Se termină acolo o problemă, o chestiuță, o chestie care, să zicem, v-a dat până acum bătăi de cap și vă făceați voi probleme că, Doamne, cum se rezolvă și așa mai departe. Uite că se rezolvă, așa că lucrurile sunt bune. Și mai avem luna nouă în Vărsător și ne spune în felul următor, Bring love into the situation. Este nevoie de compasiune, dar este nevoie de iubire, dar în primul rând este nevoie de iubire de sine. Să nu uitați lucrul acesta, mai ales când vine vorba despre această energie a diavolului. E foarte important să nu uiți de tine, e foarte important să nu uiți de iubirea, stima, respectul și grija față de tine. Și avem și super luna pentru voi, emotions are running high. Foarte, foarte multe emoții probabil vor fi și o să vedem noi de ce apar aceste emoții și de ce ies ele la suprafață. Bineînțeles că această arcană majoră a diavolului vorbește și despre niște atașamente pe care unii dintre voi le aveți, atașamente de trecut, atașamente de persoane, atașamente de bunuri și așa mai departe. Și există situații în viața noastră când intervine, să zicem așa, sinele nostru superior, intervine Universul și ne ia
de lângă noi acele lucruri de care eram atât de atașați, tocmai pentru a ne învăța această lecție a detașării. Bun, mergem noi mai departe și să vedem și alte mesaje care vor să vină tot pe calea astrelor pentru luna august. Și mergem tot cu energie de pământ în continuare și avem luna în fecioară și se numește contentment, mulțumirea. Mulțumire, da, va fi mulțumire în momentul în care se ajunge la echilibru, mulțumire în momentul în care se ajunge la această stare de detașare. Și nu lăsați în această lună emoțiile să vă ia pe sus. Nu lăsați emoțiile să vă dea cu voi de toți pereții. Această carte de lună în fecioară vorbește și despre a culege ceea ce ai semănat până acum, asta una la mână, vorbește pentru unii dintre voi despre o perioadă în care vi se dă șansa să rupeți acele lanțuri, așa cum am spus, acele atașamente. Și vi se dă șansa să vindecați ceva în voi, da? Să simțiți acel boost de energie, acel boost de vitalitate, dar asta ține doar de alegere personală. Că nu poți să tragi ca nebunul și nu poți să lucrezi șapte ture, șapte shifturi și așa mai departe și să fii super plin de energie. Doar dacă, mă rog, există și alte metode, dar nu le discutăm aici pe canal. Nu faceți lucrul acesta, dar ține de alegere personală să îți dai timp să te echilibrezi, să-ți dai timp să te odihnești, să-ți dai timp să ai grijă de tine, că dacă n-ai tu grijă de tine, nu o să aibă nimeni. Bine, sunt oameni care au grijă de tine, dar sunt plătiți de banii tăi sau de stat, în fine, și nu vrem lucrul acesta. Soarele în leu vine pentru voi, că uite, tot este august, tot este luna soarelui, tot este zodia leului. Și spune, a time for celebration and success, joy. Este o perioadă de sărbătorire și de succes și de multă, multă bucurie și vedem și această împlinire. Dar vedeți cum faceți, vedeți cum faceți cu acea energie a diavolului, că nu degeaba a ieșit ea acolo. Bineînțeles că nimic nu este bătut în cuie, da? Totul se poate schimba, singurei v-ați introdus în acea, sau vă puteți introduce în acea energie, la fel de bine, toți singurei puteți ieși de acolo. Și haideți să vedem și al treilea mesaj. Oh, cât de frumos! Și avem eclipsa în săgetător, growth, creșterea, iată cât de frumos! Success after a setback, îți spune, este o perioadă pentru unii dintre voi de succes și este un succes destul de mare din ceea ce vedem după o perioadă de stagnare, după o perioadă în care probabil lucrurile nu au mers exact așa cum trebuiau să meargă. Uite câtă veselie, câtă realizare, da? Și câtă ascensiune vedem că poate apărea în această lună. Depinde de voi. Cum înclinați balanța, dragile mele, balanțe, că de voi depinde totul. Haideți să vedem mai departe. Nu, până ajungem aici, haideți să le luăm pe astea care era să le zăpăcesc. Haideți să vedem și de aici care este energia pentru voi. Și avem retreat. Retragerea, da, este cumva nevoie de retragere, este nevoie de retragere. De ce? Pentru că s-ar putea, v-am spus, să munciți prea mult, să faceți prea mult, să consumați niște chestii excesiv și atunci să se tulbure acel echilibru și e nevoie de această retragere. Ia stați voi puțin cu voi și vedeți dacă ceea ce faceți este benefic pentru voi. Vedeți dacă ceea ce faceți este benefic pentru corpul vostru, pentru sufletul vostru, pentru emoționalul vostru. Ajungeți voi la o concluzie și luați măsurile adecvate. Bun, și ajungem și la ăsta nou-nouț care arată fix așa și este frumos de nu se mai poate și coperta pentru cei interesați arată iacătă așa. Se numește energiile subtile benefice care declanșează vindecarea. Ia să vedeți voi vindecare numai. Să vedem care este lamela pentru voi, dragii mei, din balanță pentru luna august. Ia să vedem. Și avem pe elementul apă, să o lăsăm, să nu o lăsăm, a zis una, ok, una. Și avem pe elementul apă, este lamela voastră, iată așa arată, sper să focuseze și să vedeți cât mai clar această imagine. Și se numește renaștere. Haideți să vedem care este mesajul. Sunt cărți foarte noi, nu le-am învățat pe de rost, dar sunt convinsă că nu vă supărați voi că vă citesc așa povestea de seară din această cărticică. Bun, și am să țin această lamelă să vă conectați la această imagine, sper că se vede. Iar eu vă voi citi de aici și vă spun în felul următor. Libertatea emoțională aduce creștere și evoluție. La fel cum umida se transformă în fluture la sfârșitul unui ciclu și omul renaște din propria ei cenușă după fiecare experiență dificilă pe care o trece cu bine. După fiecare etapă importantă de viață, fie ea dureroasă ori fericită, omul dobândește o nouă structură energetică,
din ce în ce mai conturată, din ce în ce mai luminoasă. Ceea ce ai perceput anterior ca fiind nefast se dovedește a fi de fapt ceva benefic și te conduce către o nouă viață. Pentru tine a sosit timpul să renaști. Ai mers atât de departe încât ai atins sfârșitul unui ciclu al vieții. Focul tău sacru interior este un factor alchimizant care te determină să accepti inevitabilul și să-l transformi în experiențe benefice constructive. Cât de frumos! Pasărea Phoenix este o pasăre de o frumusețe neasemuită, care nu moare niciodată, ci se mistuie în flăcări și renaște apoi din propria sa cenușă. Pasărea Phoenix, originară, a apărut dintr-un ou de aur ce plutea pe apele oceanului primordial, ceea ce ne indică legătura sa cu regenerarea și cu viața. În fiecare experiență extremă, cum ar fi un traumatism fizic sau o suferință psihică ori emoțională, ai atins limita, dincolo de care se formează o nouă viață. Această lamelă te invită să-ți lași trecutul și toate bagajele în urmă și să mergi mai departe. Atașamentele de trecut cu diavolul, că acum face sens. Bun. Și să mergi unde e așa. Bun. Folosește aceste experiențe nefericite ca motivație pentru realizarea unor obiective și proiecte viitoare. În urma acestui proces de transformare, vei ieși încrezător, plin de forță, cu un scop clar. Dacă acum te ridici deasupra unor dificultăți sau tulburări emoționale, cum ar fi depresia ori melancolia, să știi că vremurile grele sunt aproape de sfârșit și o nouă viață se ivește la orizont. Dacă ești într-o relație de cuplu, această lamelă îți vestește o transformare puternică, încurajându-te, și am văzut transformarea cu roata norocului, încurajându-te să privești în interiorul tău pentru a regăsi încrederea, independența și înțelegerea reciprocă. Reciprocă, reciprocă, rămânem pe reciprocă cu ființa iubită. Această transformare celebrează formarea unor relații noi, inclusiv relația cu tine. Energia renașterii ne cere să ne reevaluăm obiceiurile și modurile de funcționare zilnice. Exact. Ne sunt ele cu adevărat de folos sau ar trebui să ne eliberăm și să ieșim din rutină sau din dependențe? Asemenea, păsării Phoenix renaște din cenușă mai puternic, mai plin de forță și energie. Iar ideea forță pentru voi este următoarea: sunt capabil să transform, să înving și să rezolv problemele trecutului cu forță, curaj și voință. Aleg să-mi transform viața acum. Cât de fain, cât de frumos. No? Bine, hai să mergem și noi mai departe, tot fain și frumos. Și să vedem din partea tarotului și iată, la rădăcina primului pachet de tarot este cartea Temperanței, se numește Patience, răbdarea. Este nevoie de răbdare, dar răbdare cu tine, că nu mă lasă să trec mai departe, răbdare cu tine, răbdare în acest proces de creație a noii tale versiuni, să spunem. Iar pentru unii dintre voi, ceva ce ați sădit cu ceva timp în urmă, vedem că apare și duce la această stare de sărbătorire, de fericire. Și începe în felul următor, iată cartea lumii, arcana cu numărul 21, care ne spune, da, într-adevăr, un capitol, un ciclu din viața voastră se încheie și ceva nou începe. Și următoarea carte vorbește fix despre vindecare, 4 de săbii. Rest and Rejuvenate se numește aici, spune, oprește-te, omule, este nevoie să te oprești, este nevoie să ai grijă de tine, este nevoie să te repui pe tine în echilibru. Pentru că probabil mulți dintre voi care vă uitați la această filmare ați încheiat sau urmează să încheiați un capitol destul de tulbure, destul de haotic din viața voastră și este nevoie să te oprești, să te scuturi puțin de ce s-a întâmplat acolo, să îți încarci bateriile pentru a putea merge mai departe. Este extrem de important să faceți lucrul acesta. Ok, și avem asul de săbii, triumf și succes se numește această carte și vedem, da, că se termină, da? Această perioadă mai puțin albă, să spunem, mai puțin luminoasă se termină, ceva iese la suprafață, se pot afla fie niște adevăruri, vor fi niște vești care vor veni către unii dintre voi și sunt niște vești legate de soluționarea unor probleme, așa cum am văzut, probleme legate de familie, probleme legate de cei dragi vouă. Se aud aceste trâmbițe ale veștilor, ale noutăților și sunt chestii de bun augur. Mergem noi frumos mai departe și haide să vedem, dar ce scăpăm noi de diavol, nu scăpăm, iată-l aici. Se numește Temptation. Tentația și este sub cartea Universului. Dragii mei, eu vă zic în felul următor și este o chestie, o concluzie la care eu am ajuns.
de ceva vreme, în momentul în care ești la un sfârșit de capitol din viața ta și ești la răscrucea aia de drumuri, când să începi ceva nou, când să începi ceva nou, când te obligă nimeni să începi ceva nou, apare trecutul și încearcă să te muște de funduleț. Apare această tentație, apar aceste tentații din trecut, da? Și sunt un fel de examen din partea sinelui tău superior pentru tine și să vezi tu dacă ești gata să începi ceva nou, o viață nouă sau te lași tentat, te lași tras înapoi în aceleași pattern-uri, în aceleași modele de gândire, de viață și așa mai departe pe care le-ai avut în trecutul tău. Așa că mare atenție mare în această lună, iată-te 9 de bâte. 9 de bâte îți spune în felul sub 4 de săbii, îți spune în felul următor: nu renunța la tine. Nu renunța la tine, nu renunța la visul tău, nu renunța la a lucra cu tine și a te scoate din aceste tipare în care ai stat în trecut și care nu au fost tocmai ok, că, repet, că a fost vorba de prea multă muncă, că a fost vorba de relații toxice, că a fost vorba de tot felul de dependențe și codependențe, nu renunța să investești în tine, nu renunța la tine în această lună, este o lună de test. The Death, cartea morții și transformării. Categoric ceva se termină. Categoric ceva se termină dacă îi dați voie să se termine, dacă îți dați voie acestui capitol din viața voastră să se închidă, să se termine, el se va sfârși și în momentul ăla, dragii mei, ceva nou apare în viața voastră. Este o transformare profundă de care puteți avea parte în această lună. Bun, și avem The Four of Wands, 4 de bâte. Pentru unii dintre voi este vorba despre un partener karmic cu care probabil ați încheiat socotelile, dar el n-a încheiat socotelile cu voi și s-ar putea să vină să vă tenteze, să vă întoarceți. Poate fi vorba de, mă rog, o relație de lungă durată, poate să fie vorba despre un partener în căsnicie și așa mai departe, cineva cu care ați stat destul de mult timp, poate chiar ați realizat ceva împreună, dar această persoană s-ar putea, pentru unii dintre voi, categoric, e o citire generală, logic, să vină și să încerce să vă ademenească pentru a rămâne cumva atașați de trecut, pentru a rămâne nu neapărat împreună cu această persoană. E acea tentație a trecutului. Despre asta vorbesc. Și, bineînțeles, ca întotdeauna, așa cum vă zic de fiecare dată, decizia vă aparține, iată-te, wisdom. Folosiți-vă înțelepciunea, dragii mei, înainte de a lua o hotărâre. Folosiți-vă de ceea ce ați învățat până acum. Ați învățat sau nu ați învățat ceva până acum? Pentru că o să vină spiritul vostru și o să vă întrebe. Fii cinstit cu tine, da? Fii tranșant cumva, folosește-te de toate lecțiile învățate, poți să te folosești și de logică și de rațiune în acest context, pentru că vei fi supus unui examen din ceea ce vedem aici și îți spune foarte clar: nu renunța la tine, iată-te, ești ajutat, ești susținut, supported, ajutat, nu știu cum să-i spun, în fine, da? Ești ajutat din lumea spirituală, tu folosește-te de lecțiile învățate și pentru unii dintre voi sunt lecții legate de familie, sunt lecții legate de familie și de loialitate, de prietenie și loialitate. Da, trecutul cam întotdeauna vine după noi, așa cum am spus, când suntem la răscruce de drumuri. Ia să vedem mai departe. Stand your ground. Rămâi ferm pe poziție și e foarte interesant pentru că această carte vine sub cartea morții și asul de săbii. Și îmi spune în felul următor că s-ar putea unii dintre voi să vreți să încheiați un capitol sau să vreți să încheiați o situație, o relație, ce-o fi ea, în această lună sau poate vă chinuiți de ceva vreme să faceți lucrul acesta și acum scoateți această sabie a adevărului la suprafață și cineva s-ar putea să nu fie de acord cu decizia voastră și să nu vrea să vă lase, da, să mergeți mai departe și atunci ați spune stand your ground, rămâi ferm pe poziție, apărăți credințele, apărăți valorile, apără-te tu pe tine, alege-te pe tine de data aceasta, bineînțeles, dacă vrei, ăsta este doar un sfat, așa să zicem, din partea spiritului, tu faci cum crezi de cuviință. Bun, mergem mai departe și să vedem dacă pot să le iau pe toate, trebuie să le iau pe toate, hai, hai că poți, hai că poți. Of, of, măi, măi, uite, așa mă enervează pe mine câteodată, dar eu mă calmez repede.
Bun, și vedem pajul de săbii la rădăcina celui de-al doilea pachet de tarot. Pajul de săbii poate vorbi și despre comunicare online. Pajul de săbii mai vorbește despre cineva care se interesează de soarta voastră. Că asta cu vă urmărește în mediul online sună puțin agresiv, dar mă rog, o fi. Cineva care se interesează de voi. Mai sunteți singuri, nu mai sunteți singuri. Ați intrat sau nu într-o relație. Ce faceți, ce postați, pe unde v-ați mai plimbat și așa mai departe. E cineva foarte, foarte interesat de voi și s-ar putea să fie această persoană. Categoric, pentru unii dintre voi poate să fie cineva în Capricorn cu ascendent Venus, Lună, nodul nod în Capricorn sau nu. Bun, ce avem aici pe cartea Universului, adică, mă rog, cartea Lumii, zecele de bâte. Zecele de bâte spune în felul următor: a venit momentul, da, să închei un capitol din viața ta în care ai tras, ai tras, ai tras, ai dus toate acele poveri pe umerii tăi. A venit momentul să lași acele gioage jos pentru că s-a terminat șmecheria acolo, ai făcut tot ceea ce ai avut de făcut, ia lecția cu tine și mergi mai departe. Ia câte șaptele de monede și asul de bâte. Și spune în felul următor: oprește-te puțin, da, ia câte, oprește-te puțin. Ai grijă de tine, gândește-te la tot ce ai realizat până acum, în cadrul relației, în cadrul vieții tale și așa mai departe. Vezi ce ai realizat până acum, vezi dacă e ok cu tine ceea ce ai realizat. Și dacă nu-ți place, du-te către ceea ce-ți face sufletul să cânte, du-te către acest as de bâte, da? Du-te cu entuziasm, du-te cu pasiune înainte, dar fă chestiile astea pentru tine și nu mai face chestiile astea pentru alții, nu te mai pune pe cruce pentru ei. Hai să mergem mai departe și să vedem why is the Ace of Swords. Opa, așa, nu mi-a mai ieșit, nu mi-a mai ieșit schema. Și avem în felul următor. Pe asul de săbii avem roata norocului și doiul de monede. Dragii mei, pentru unii dintre voi s-ar putea să fie vorba de a alege între două chestii, dar poate să fie între două opțiuni legate de locul de muncă, poate să fie a alege între a merge mai departe și a rămâne într-o zonă de confort, pentru că tentația s-ar putea să vină peste voi. Dar ce este foarte, foarte clar, că una din cele două monede de aici, din cele două talere ale voastre, este ocupată de această energie de roată a norocului și o vedem foarte clar. Da, vine și guvernează pe sectorul iubirii voastre. De asta este foarte important să vă acordați acel timp, să vă opriți puțin și să vedeți ce este mai bine pentru voi de data aceasta. Ascult tentația, merg pe partea asta sau observ această oportunitate care mi se oferă în viața mea și aleg să merg mai departe. Bun, și ce mai avem aici? Iată-te, cavalerul de bâte și regina de cupe. Este cineva care, nu știu, este foarte pasionat. Când vine vorba de voi, cineva care nu a renunțat totuși, da, de a se gândi la voi, nu a renunțat totuși la, mă rog, niște fantezii, să spunem, când vine vorba de persoana voastră și nu vrea sub nicio formă să vă piardă, nu vrea sub nicio formă să renunțe la această relație. Dacă voi ați plecat, da, din această relație, ei încă au rămas aici, încă au rămas ferm pe poziție și de asta zic că vine această tentație din ceea ce vedem. Regina de cupe îți spune în felul următor: da, uite-te în sufletul tău. Sau poate fi cineva în zodie de apă cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în zodie de apă pentru unii dintre voi, da, acea tentație. Dar îți spune în felul următor: uite-te la sufletul tău, uite-te la experiențele prin care ai trecut până acum. Adu-ți aminte cât de important e și ia că te nu renunța la tine. Fă tot ceea ce ai de făcut și nu renunța la tine, că ar fi păcat. Ia să vedem mai departe despre ce este vorba, The Queen of Wands. Iată cât de frumos se spune în felul următor. Să ieși probabil din ceea ce simt eu aici, să ieși din energia reginei de cupe care se oferă, cumva își oferă sufletul pe tavă tuturor din jurul ei și să adopți această energie de regină de bâte. Regina de bâte este aceea care are curajul să facă lucrurile să devină realitate. Ea merge pe principiu, îmi place, mă duc și iau acel lucru. I like, I take. Da? Ceva de genul acesta. Adoptă această energie, transformă-te în această energie de regină de bâte și nu o să-ți pară rău sub nicio formă. Pentru unii dintre voi, această combinație de carte a morții și a transformării și regina de bâte ne spune că unii dintre voi s-ar putea să fi avut de a face și să fi terminat, încheiat socotele cu cineva în zodie de foc sau cu ascendent Venus, Lună, nodul nord în zodie de foc sau o persoană care era
chitită, să spunem așa, sau axată pe partea aceasta sexuală a relației și nimic mai mult. Nu prea au fost conexiunile acelea de suflet pe care voi le-ați fi așteptat sau, mă rog, le-ați așteptat în această legătură. A fost doar acea parte fizică. Și mergem noi mai departe. Why is the Four of Wands here, dear spirit? Why is the Four of Wands? Da, iată, veți primi niște vești legate fie de achiziția unui bun de valoare, fie de achiziția unei case. Sunt niște vești bune sau niște vești la fel bune legate de casă, de familie, da, ca și concept. V-am spus, ceva se rezolvă, o problemă se rezolvă acolo. Why is ta 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 ta? Oh, ok, stai că avem trei. Și avem în felul următor, peste această carte a marelui preot, dragii mei, avem doiul de cupe, șasele de bâte și cavalerul de monede. Și eu vă zic în felul următor, dragii mei dragi. Bun, pentru aceia dintre voi care sunteți în căutarea iubirii și vine norocul, roata norocului guvernează pe acest sector al iubirii, vedem că apare cineva care vrea să investească într-o relație de lungă durată, commitment, angajament cu voi, dar cineva care vrea și vede, simte succesul acestei relații și s-ar putea să vorbim despre suflete pereche aici. Așa că nu renunțați la iubire, nu renunțați să visați frumos, pentru că, uite, se întoarce norocul pe această parte a iubirii. Dar, repet, și acum mi arată doiul de monede. Unii dintre voi s-ar putea să găsiți această persoană, da, în această perioadă, luna august, dar să vină și trecutul, da, să vină și trecutul și să te întrebe, ha, ești sigur că vrei să mergi mai departe? Sau vrei să ne mai jucăm puțin pe aici cu energia a focului și cu energia sexualității. Și atunci tu vezi ce răspunzi, de ce? Pentru că eu sunt convinsă că îți vei asculta sufletul și vei da cel mai bun răspuns. Stand your ground, rămâi ferm pe poziție și lasă finalul să fie final. Cât de frumos se spune. Este doar o sugestie, evident. Lasă finalul să fie final. Ceva acolo s-a terminat și cineva vrea să spună că nu e adevărat. Nu, nu, nu. Nu s-a terminat și tu spui, ba da, ba da, ba da, ba da, s-a terminat pentru că altceva vine către mine, iacătă, și cartea turnului. Ceva s-a terminat brusc, da? Sau poate urmează să se termine brusc, instantaneu și dintr-o dată și se termină brusc, instantaneu și dintr-o dată, mi se spune foarte clar, pentru că acea situație, că e vorba de relație, că e vorba de loc de muncă, că e vorba de colaborare, nu contează, de prietenie, se termină pentru că nu mai este benefic pentru tine, pentru că acea energie a diavolului cu pajul de bâte acolo. Nu, nu, nu. Vorbim despre energia unui jucător, a player. Acolo ați avut de a face cu astfel de persoană și intervine, da, Universul și termină acea situație. Apare tentația de a vă întoarce și a spune, nu, 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 hai că mai stau puțin și spune spiritul, ar fi bine să rămâi ferm pe poziții și să spui, gata, basta, ce s-a terminat, s-a terminat. Hai să mergem noi frumos mai departe și să vedem din amorul ghebos. Din amorul ghebos, ce mesaje vor să vină pentru voi, dragii mei, din balanță în luna august? Sau pentru luna august, că nu suntem încă în luna august. Hai să vedem despre ce este vorba exact. Heart-to-heart conversation, conversații de la inimă la inimă și vedem clar atitudinea acestui personaj, da? Și această tentație care vine și spune, mă, dar haide să mai încercăm, dar hai adu-ți aminte ce mișto era, dar hai adu-ți aminte ce... Vor fi niște discuții de la inimă la inimă, important este să-ți asculți și tu inima ta, bineînțeles, vezi tu ce-ți spune, vezi tu ce-ți spune. Trust. Iată probleme legate de încredere. Ați fost răniți unii dintre voi, poate în cadrul acestei relații. Sunt niște trust issues, dar niște probleme legate de încredere. Nu mai aveți încredere în această persoană sau nu mai aveți, unii dintre voi nu mai aveți încredere în iubire deloc. De ce? Pentru că au fost niște probleme în trecut, s-au întâmplat sau poate chiar s-au terminat brusc niște lucruri acolo, într-un mod mai puțin plăcut și v-au lăsat acolo cu niște răni. V-au lăsat cu niște răni cumva profunde și nu prea vă mai vine vouă să-l vedeți pe Cupidon așa cu săgeata întinsă, treaba voastră. Pentru că vedem true love, pentru unii dintre voi dragostea adevărată vine și am văzut doiul de cupe acolo. Dacă vreți să vă deschideți din nou către iubire sau nu, este fix alegerea voastră, s-ar putea să pierdeți ceva fain. De ce? Pentru că rămâneți legați, energia diavolului, rămâneți legați în energia și rănile trecutului, calling in your soulmate, chemarea sufletului pereche. Ați făcut chemarea sufletului pereche și iată vine acest lucru pentru voi și vine cu succes, vine cu glorie și cu reușită.
Bun, mergem frumos mai departe și haideți să vedem ce alte mesaje vor să vină pentru dragile mele balanțe. Balanțele sunt la răscruce de drum. Puteți merge pe această cale de creștere foarte frumoasă, de fericire, de sărbătorire. Puteți merge. Dacă nu lăsați tentația trecutului să vă muște de funduleț. Happy, happy, iacătă, happy, happy, o carte frumoasă care vorbește despre noi începuturi. Vedem oul ăsta aici. Vorbim de noi începuturi care vor duce la îndeplinirea dorințelor voastre. Vorbim de nou, ca să subliniez, nou. Noul vă va duce pe voi la această stare de fericire, nici de cum tentațiile trecutului, dar fiecare știe mai bine unde se simte cel mai confortabil. Higher power, această forță înaltă și spune, ascultă-ți intuiția, intuiția, că am băgat și instinctul și le-am băgat pe toate într-un cuvânt. Am să inventez niște cuvinte noi în limba română, uite așa. Bun, ascultă-ți intuiția pentru că vei primi niște mesaje, vei primi o ghidare importantă, ți se vor trimite niște chei, da, cu care tu să deschizi niște lucruri și să înțelegi niște treburi importante în viața ta. Foarte, foarte mare atenție, building blocks. Îți spune în felul următor, ți se dă ocazia, ți se dă șansa, în urma răspunsului tău, evident, să construiești ceva frumos și de lungă durată pe viitor, printr-un parteneriat extrem, extrem de frumos. Că este vorba despre iubire sau este vorba despre un parteneriat de afaceri, chiar nu contează, pentru că această carte a Marelui Preot vorbește de semnare de contracte, indiferent cum sunt ele, da? Și poți construi ceva frumos, trainic, pentru viitorul tău. Important este să te uiți către viitor. Message in a bottle, iată că vin, era să zic știrile, vin veștile, vin niște vești către voi și am văzut că sunt niște vești foarte, foarte bune și vin cu acea energie de roata norocului. Ești pe recepție să le sesizezi, ești deschis să primești aceste vești și această energie de roată a norocului în viața ta sau nu? Nu știu. Ia uite, Milk and Honey. Cât de frumos, lapte și miere, poți ajunge aici. Depinde doar de tine. Atenție la examenul din luna aceasta. Hai să vedem mai departe, să vedem mai departe despre ce este vorba și ce alte mesaje vor să vină către voi. Ia să vedem ce alte mesaje pentru luna august. Oh my days, dragii mei, să vă fie de bine. Doamne ajută, inshallah, să o mote it be, cornucopia și door to value. Apare o stare de abundență din ceea ce vedem, cel puțin pe partea financiară, lucrurile cumva explodează aici și foarte, foarte bine se întoarce. Dacă n-a fost până acum, iată că se întoarce norocul în viața voastră. Door to value, această poartă către valoare, către abundență, da? Se referă și la bani, dar se referă și la restul lucrurilor, pentru că abundența, v-am mai spus, nu înseamnă numai bani. Cornucopia vorbește despre a trăi în această abundență și iată că are numărul 11, da? Vorbim despre această grație, să-i spunem divină, că nouă ne place, nu mai putem treaba asta cu grația divină, da, ți se dă ocazia să trăiești în abundență, ți se dă ocazia să trăiești așa, dacă treci examenul, dacă te alegi pe tine și să nu spuneți că nu v-am zis lucrul acesta. Și ia, na, uite trecutul care vrea să te mușe de funduleț, hostilities, ostilitățile, vine tentația, vin ostilitățile să facă hața-hața la tine, ia să vedem ce faci, te lași impresionat? Că vedem acolo emoțiile, că o să te ia emoțiile. Ia vezi, este inteligent și deștept să te ia emoțiile și să reacționezi? Sau îți vezi tu de treabă, rămâi ferm pe poziție și spui și ce, hai, talk to the hand, talk to the hand, că eu am treabă. Eu fac planuri pentru viitor și îmi canalizez energia pentru construirea viitorului. Ia vedeți cum puneți voi problema acolo. Și mai avem the sixth chakra, ia că chakra celui de-al treilea ochi, era să zic al șaselea ochi și acum era foarte interesant, Arhanghelul Metatron. Comunicați cu Arhanghelul Metatron sau lucrați cu Arhanghelul Metatron să vă ajute, da, să percepeți acele informații din planuri subtile și să le înțelegeți pe înțelesul nostru de 3D așa și să le mai și puneți în aplicare. Cam ăsta este rolul lui Metatron. Bun, hai să vedem și de aici niște mesaje pentru voi, dragii mei, din balanță pentru luna august. Blessings. Vin binecuvântările lângă voi și în viața voastră și illumination, iluminarea și vedem clar, mi arată asul de săbii acum, că se face lumină, da? Se face lumină, lumină acolo unde era întuneric, se poate face, vi se dă ocazia să faceți lucrul acesta, vin niște binecuvântări, vor să vină,
niște binecuvântări în viața voastră. Dacă vă alegeți pe voi și iată-te și community, cartea comunității și vedem această transformare și îmi spune în felul următor că puteți, pentru unii dintre voi, haideți să o luăm așa părând că sunt mai multe, pentru unii dintre voi această transformare a voastră și această trecere către starea de abundență are legătură cu comunitatea. Poate că ceea ce faceți voi și nu știu, beneficiază și comunitatea și așa mai departe, mergeți în continuare pe planul ăla că o să vă ducă la abundență, la transformare. Pentru alții dintre voi vă spun în felul următor, dacă aveți nevoie de ajutor, dacă aveți nevoie de îndrumare, cereți lucrul acesta pentru că vor fi oameni lângă voi care să vă ajute, oameni din comunitatea voastră, din preajma voastră. Iată, truth and release, adevărul și eliberarea. Adevărul te va elibera întotdeauna. Niște adevăruri vor ieși la suprafață sau îți vor fi șoptite ție din astral, de asta zic atenție la intuiție. Tu trebuie să te eliberezi de ceva. Adevărul tu știi la nivel de suflet, adevărul tu știi că trebuie să lași tentația aia, să lași energia diavolului deoparte. În momentul în care vei avea curajul să faci lucrul acesta, vei îmbrățișa acele lucruri frumoase, da, cornucopia, aceste binecuvântări și așa mai departe. Gândește-te dacă vrei, ești pregătit să primești lucrurile astea în viața ta sau nu. Și haideți să vedem și niște mesaje din partea îngerilor. Ia cătă Mystic, căluțul negru și spune dă-i înainte. Dă-i înainte și nu accepta refuzuri, nu te împiedica de nu-uri, de să le primești. Dă-i înainte și așteaptă-te la soluții miraculoase. Cât de frumos! Hai să vedem ce mai avem. Grace and Antoinette. Grace și Antoinette îți spun așa, pentru a vindeca această situație, adică zona aia de examen, situația de examen, privește părerea celorlalți cu compasiune. Când vine trecutul și începe să te taca-taca și să te-te-te-te-te-te, uită-te și dă-ți seama că nu e despre tine, dă-ți seama că este vorba despre el sau ea, privește cu compasiune. Și hai să vedem și al treilea mesaj, despre ce este vorba. Omega, iată-te încă un căluș și spune victory, victorie, succes, tot ceea ce ți-ai dorit tu vine spre îndeplinire, iată-te se manifestă, keep up the good work, continuă să te alegi pe tine, continuă să faci munca pe care ai făcut-o până acum. Bravo acelora dintre voi care vă alegeți pe voi și o să vă alegeți și luna aceasta în acest moment de examen, pentru că veți ajunge la victorie, la succes, la cornucopia. Bun, și avem în felul următor, wait, așteaptă și îți spune, înainte de a reacționa, înainte de a lua o decizie, înainte de așteaptă, dar nu fi tentat să te grăbești. Nu te grăbi, pentru că am văzut super luna, vine cu super emoții și când acționăm din super emoții, s-ar putea să greșim. Așteaptă, privește situația detașat, dă un pas, doi, trei înapoi, calmează-te, dă răspunsul a doua zi, a treia zi când îți convine ție, dar nu atunci, că s-ar putea să o sfeclești. Ground, împământarea și upa, așa, și spune felul următor. În această lună este foarte important să îți echilibrezi energia, da? Și să îți centrezi cumva energia, că am văzut noi ce se întâmplă acolo și spune be truly present in your life, să fii cu adevărat prezent în viața ta. Asta cu grounding v-am zis-o de atâta ori, cu tălpile, mai ales acum că e cald afară, tălpile pe iarbă, tălpile în apă, tălpile pe terra este cea mai bună formă de împământare cu rezultate fantastice. Și iată holiday, vacanța. Și îți spune că a venit momentul să te duci în acea vacanță pe care tot ți-ai promis-o și la care tot visezi. Live life, trăiește-ți viața, dă-te jos de pe cruce pentru unde te sui pentru alții și trăiește-ți viața. Ai nevoie de relaxare, ai nevoie de vindecare, ai nevoie să te regăsești tu pe tine pentru că ceva nou și super fain te așteaptă. Dacă vrei să alegi lucrul acesta, evident. Și hai să vedem și niște zdrângănele, trâncănele pentru voi, dragii mei. Nu știu dacă merge, de-aia am să încerc. Și o să vă arăt ce să încerc. Uite, aici avem o bicicletă, nu știu cum să o țin, se vede? E o bicicletă, de-aia am zis că e motocicletă. Le discutăm imediat, da? Și ia că avem și o cheie. Și în capul meu, pentru că era motocicletă, vreau să fac așa, să vedem dacă pornește, știi? Eu cu ale mele, în fine. Bun, dragii mei. Iată-te mișcarea, iată-te vă trimite în vacanță cu această bicicletă, mișcarea este esențială, poate să fie și pe bicicletă, poate să fie și pe jos, așa o plimbare este foarte, foarte bună. Poate unii dintre voi aveți, da, iată-te sunteți, aveți bicicletă sau motocicletă sau chestii de genul acesta și atunci e un semn că e ceva important pentru voi sau a fost ceva important pentru voi în acest mesaj.
Sau poate vine sufletul pereche călare pe două roți, nu, cine știe, și iacătă și o cheie. S-ar putea unii dintre voi și mi-arată acum patru de bâte, s-ar putea să în această lună să cumpărați un bun de valoare, s-ar putea să cumpărați o casă și iacătă cheia pentru prima voastră casă sau poate vă cumpărați o mocichetă. Cine știe, Doamne ajută să fie de bine și să le stăpâniți, să le folosiți sănătoși. Dragii mei, din balanță acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi pentru luna august 2021. Bineînțeles, dacă au rezonat cu voi, dacă v-au plăcut, dacă au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă, nu uitați butonul de like, de share și subscribe și eu vă mulțumesc foarte, foarte mult. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de comment și până data viitoare când ne revedem, regăsim, reauzim la Tarotscop, Amoroscop și toate lucrurile frumoase de pe acest canal. Știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.